Salutare și bine ai venit sau revenit! Întâi de toate, o să vă rog și cred că o să fac asta de acum încolo, pentru că deja titlul este turul apartamentului renovat și vreți să vă uitați, să vă abonați, cine dorește, și un like acolo așa, să fie. Bun, și începem. Pentru că am rămas datoare cu acest video, pentru că am zis că-l fac, o să-l fac azi, 15 octombrie 2024, și o să vă arăt apartamentul în ce stadiu este acum. Noi am început deja să cărăm, să ne mutăm. Avem o săptămână de când dormim aici, dar de mutat complet încă nu am făcut-o. Mai avem câteva chestii de cărat și o să le luăm așa pe parcurs. Dar hai să vă arăt ce am făcut în fiecare cameră și ce vreau să mai schimbăm în fiecare cameră. Începem cu bucătăria, care arată așa. Și aveți clipul cum arăta în momentul în care noi l-am cumpărat. Am păstrat mobila și o păstrăm, chiar dacă eu încă nu sunt împăcată cu ea 100%, în fine, încă nu știu exact cum să le aduc pe cele de acasă și ce să mai aduc, ce mai păstrez, în fine, sunt încă în proces, da? Avem așa, încă sunt goale unele, am două sertare, asta cu furculițe, linguri, vreau eu să-mi pun diferite organizatoare din asta ca să-mi stea bine. Aici îmi trebuie să cumpăr niște organizatoare ca să-mi stea mai bine. Deci încă nu este gata, dar fac clipul ăsta acum pentru că tot amân și nu știu când o să fie toate puse la locul lor ca să facem atunci un alt tur, o să vedem. Azi am fost dincolo, am mai adus o cutie. Ce îmi lipsește mie aici este o perdea. Nu mă împac foarte bine cu astea. Într-adevăr, când le trag este destul de întuneric. Doar că se mai blochează. În fine, aici mi se pare destul de gol așa, fără perdea. Dar o să vedem. Acesta este congelatorul pe care v-am zis că vreau să-l dau. Dar până la urmă am convenit cu Lucian că să-l păstrăm. Eu am să-l dau în ideea că nu am porc de la țară, nu am păsări, nu am grădină, să zici că pun legumele din grădină la congelat, ce mai pun eu, fructe, legume, știți că le pun în congelatorul clasic, normal, nu-mi trebuie unul separat. Însă Lucian a zis că totuși să îl păstrăm, pentru că e posibil să avem nevoie, ca să nu ne mai îngrămădim în celălalt, ca, nu știu. De exemplu, vara când cumpărăm înghețată, nu avem exact unde să o punem și atunci poate intră în funcțiune, nu știu. Momentan l-am pus aici pe poziție, așa i-am găsit poziția în bucătărie, acolo am prosoape, în fine, masa rămâne tot așa. A venit combina frigorifică, ați văzut de data trecută. Acolo aveam un televizor care nu mai este pentru că nu încăpea cu combina. Lucian n-a vrut să punem combina lângă ușă pentru că lovește ușa în combină și atunci am venit cu varianta asta de dulap care era aici, care nu este definitivă. În principiu am că eu îmi pun alimentele începute aici, dar o să vin și cu varianta de căni, o să văd cum, pentru că atunci când fetele vor căni sau ceva, este foarte înalt să ajunge aici, dar o să vedem. La fel ăsta am zis că nu-l păstrez, dar încă este util. Și atunci l-am pus aici, nu știam unde să-l pun, am vrut să-l punem acolo, dar nu știu dacă este ok. Momentan l-am pus aici și am pus sandwich maker-ul și espresso-ul de cafea. Și în fine, asta este bucătăria. Și pe hol am pus autocolantul, știți că autocolantul care cel luat de la Lidl, astea au rămas aici pe poziție. Am pus autocolantul aici. Și în partea asta, ceasul a luat Lucian de la JISC, că este silențios și a avut el neapărat. Mi-e place foarte mult cum vine cu tapetul ăsta. Am impresia că mi-l lungește așa pereții. Astea sunt cutiile de la IKEA. Au venit azi pentru scările din pat ale Rebecăi. Eu nu mă apuc de instalat. Mă gândeam zic să fac clipul ăsta după ce montăm și cutiile, dar deja o lungim, că nu știu dacă o să facă astăzi Lucian sau nu o să mă apuc eu de ele, pentru că trebuie să ajung dincolo, că vin covoarele de la spălat și nu știu când, e între 3 și 6, să vedem. Momentan le las aici,
În hol n-am făcut nimic decât am văruit, am pus autocolantul ăsta. Aici a rămas peretele gol să vedem ce punem. Și ajungem în sufragerie. Am păstrat canapeaua. Avem frigiderul ăsta de dat, cel care a fost. Aici avem o masă. Va trebui să aducem și masa de acasă, pentru că este mai mare decât asta, extensibilă. Încă n-am început să aducem de acasă mare lucru pentru sufragerie, adică ce aveam noi în sufragerie să le aducem aici. Am adus într-o rolă asta niște acte, pe care tot și va trebui să le mai triem. Aici nu-mi place lumina. Este cam ciudățică seara. În fine, nu știu. Și nu-mi place perdeaua. Mi se pare că nu se potrivește. Dar n-am avut timp să mă duc să-mi caut o perdea. M-am uitat pe Shein, m-am uitat prin magazin, m-am uitat online. Eu am zis că-mi iau la metru și îmi fac. Dar să vedem, nu știu. Acolo trebuie să punem ceva, dar... Stai că este întuneric. Acolo o să punem ceva. Ori masa de acasă, ori masa asta din spate. Momentan am pus vaza aia cu flori ce era în dormitor. Florile nu le păstrez, dar vaza s-ar putea să o păstrez și să pun altceva. Mă gândesc aici să-mi iau un palmier de la cu LED-uri, care se aprinde cu încărcare solară chiar, dacă o găsesc, dar să vedem. Da, mai avem chestii. Ăsta trebuie neapărat să-l dăm, e pe OLX deja, trebuie să mai pun eu pe niște grupuri. Ce avem? Aici este dormitorul de joacă, dormitorul lui Iris. Știți că aveam dressing-ul la mare, l-am dat. Avem dulapul ăsta în care sunt haine sus, hainele lui Iris, jos, jucării. Încă n-am adus decât două cutii de jucării. Masa asta o aveam în beci rămasă de la foștii proprietari și am frecat-o bine. Că era, să văd dacă găsesc o poză, am frecat-o cu cif și aici și Lucian a zis că nu o să-i mai scoate în față. Aici am luat eu autocolant pentru că Iris este fascinată de pisici. Viața ei sunt pisicile. Și am luat autocolantele astea de pe Shein. Ceva 3 lei, 5 lei m-au ajuns și îmi plac mult, a fost 2. Aici 2 saci i-am adus astăzi. Șifonierul meu și al Lucian. A meu e deja aproape plin, al Lucian e cam gol. Perdelele sunt de acasă. Nu mă întrebați cine le-a tăiat. Nu-mi dau seama, pentru că eu le-am măsurat. Deci nu-mi dau seama cum ești așa de scurte, că fiind corniza mai jos, a trebuit să tai din ele. Ca să le aduc la un... nu știu la ce. Am văzut că sunt scurte după ce le-am pus. Dar nu le mai schimb. Adică le las acum așa, pentru că nu-mi place fără, mai ales că aici nu avem jaluzele, nu avem nimic. Și seara ne uităm la vecinul unul la altul. Parcă e mai rău decât dincolo. Adică se vede clar când se uită. Și mai ales noi, dacă am fost în continuă mișcare, au fost curioși. Le las așa, le las. În balcon, doar Lucian și-a pus aici sculele de reparație chestii. Astea sunt cutii pentru la beci. Și ăsta vreau să-l duc la beci. Ăsta l-am spălat și am pus deja cartofi în el. Aia trebuie să o tăiem ca să punem... Îi mai punem un raft Rebecca-i să facem o modificare, trebuie să o tăiem. Am adus ăsta de acasă până la urmă, n-am mai cumpărat altul, pentru că aici nu am, nu știu, mi-a zis cineva de suport de ăsta cu prindere în tavan, nu știu cum arată, până când ne vom decide ce facem, îl păstrez pe ăla. Voiam unul mai mic, dar o să fac eu ceva loc în balcon și atunci o să încapă și acela. Ăsta pe hol i-am găsit deja în trebuințare. Am lenjeriile cu perfețele de pernă, prosoapele și pe jos am găsit deja. Încă nu l-am umplut. Asta este baia mare. Ce îmi place la baia mare e că are chestia asta cu senzor. Este ideală pentru copii, e pe baterii. Tot mă râcâie pe gât și îmi vine să tușesc și opresc video. Și e seara când vii la baie, nu mai trebuie să aprinzi becul să vezi care este întrerupătorul de pe hol, din baie, în fine. Astea covorașele vi le-am arătat, vin foarte bine și îmi plac foarte mult. Chiar nu trece ușa peste astea, deci am făcut o alegere bună că am luat în baia mică altceva.
Cam așa arată aici. Trebuie să schimbăm multe chestii. Nu-mi plac neapărat astea de plastic, deși sunt mai ok față de alea ce avem noi acasă, că nu ruginesc, nu fac condens. Sunt mai ok că sunt din plastic, dar nu mă încântă neapărat. Ce trebuie să mai facem aici? Trebuie să aducem un dulap de acasă, care încape perfect aici. Aici am căutat bară și până la urmă am venit cu ideea, Lucian cu ideea, că în loc de bară, unde încape un prosop, maxim două să zicem, o să luăm agățătoare și atunci o să fie mai ok. Și o să le prindă în aceleași, să vadă cum, să le prindă în aceleași găuri. Cada nu-mi place, dar acum o păstrăm așa. Cred că va trebui totuși să o vopsim, pentru că este zidită. Îmi place că e zidită, dar să vedem. La fel, bateria nu îmi place și vreau să o schimbăm, dar nu acum. Îmi place foarte mult că avem geam. Este vis că avem geam. Nici aici, nici în primul apartament unde stăteam, nici la o acasă nu aveam geam, așa că e super bine. Și ajungem în dormitorul mare. În dormitorul mare am schimbat perdelele, am adus perdeaua de acasă, pe asta am tăiat-o bine. Și am tăiat-o în două pentru geam. Așa. Pentru că aia cealaltă nu era tăiată și aici avea opritor și nu puteam să o dau. Adică trebuia să stea doar aici la mijloc ca să pot să deschid geamul. Așa, asta vine bine. Așa. Închide-te, nu te închizi. Hai că vreau să-l țin așa. Bun, am luat covorașele de la Halta Traian, ăsta și cu ăsta, și astea sunt cât? 50 sau, nu știu, pe 150, 60 pe 150, mă, și nu încape. Că uite, aici avem pat, acolo pat, deci ne trebuia undeva la 120, dar noi n-am măsurat înainte, nici n-am dat seama, am zis că, eu am zis că intră sub pat, nu mi-am dat seama că piciorul patului este atât de mare. Știam că este gol de sub, dar... În fine, am găsit varianta asta, așa că le păstrăm așa. Ce am făcut aici? Am adus comoda de acasă cu hainele lui Iris, sunt aici. Ce nu-mi place ăsta, va trebui să-l schimbăm, tapetul ăsta, autocolant este de fapt. Nu-mi place că este ecou și acum am avut. Și va trebui să-l mai încărcăm în camera cu ceva, probabil cu niște tablouri aici. Aici Lucian vrea un autocolant sau tapet sau o imagine cu, ziceți, cu niște clădiri. Eu aș vrea cu un apus de soare, dar o să vedem ce face. Momentan păstrăm așa. Și ce am mai făcut aici? Am schimbat televizorul. L-am adus pe cel din dormitor de dincolo și pe cel care era aici l-am dus acolo. Încă o chestie la televizorul din sfragerie, nu ne merge Netflix-ul, ne-a mers până pe 10 și apoi mi-a zis că acest dispozitiv nu poate fi configurat pentru aplicație, nu știu exact ce se întâmplă cu el, dar ăsta merge, așa că am scăpat de o grijă pentru cine avea grijă, eu oricum uit pe telefon la Netflix. Și mergem în către baia mică și dormitorul Rebecăi. Aici avem spațiu gol. Gol, nu? E parcă e prea gol. Avem căsuța cu cărți acasă, care este în dormitor. Și cred că totuși aici o să încapă, nu știu. Încă ceva, în camera lui Lisa am zis că aducem bucătăria aia mare de acasă. Nu mai aducem, am convenit cu Rebecca să o vindem. Pentru că ocupa foarte mult spațiu aici, probabil că o puneam acolo, nu știu. Și așa e destul de încărcată camera aceasta pentru că este mititică și nu am adus jucăriile, nici jocurile de acasă. Dar o să vedem cum vom face. Adică dacă pun căsuța aceea aici, cred că ar merge aici totuși. O să vedem, încă nu mai avem de adus. Baia mică este asta. Merge mașina de spălat. Baia are 4 minute. Pe jos ați văzut că am pus ăsta cu... N-am adus nicio altă îmbunătățire. Și ca update, în baia mică nu mai miroase. Știți că am astupat acolo
susta irisirea, că mirosea mâncarea, țigare, tot felul de mirosuri. Nu mai miroase. Va trebui să o astupăm de tot sau o lăsăm așa, că momentan este bine. Avem, trevăr am pus eu aici, aveam bețișoarele astea mirositoare, să miroasă. Foarte rar mai vine așa cât un miros de canalizare, dar foarte rar, adică nu miros de la așa cum sunt, nu știu, în apartamente vechi sau cum mai miroase pe scară toată. Deci am rezolvat-o momentan. Nu vrem neapărat ahirisire aici. Deci chiar nu simțim nevoia. V-am zis, asta este doar pentru mașina de spălat și poate pe viitor uscător și cam atât. La Rebecca și-a lipit pe ușă. Așa să începem. La Rebecca, nu se vedea, se vede. Și-a lipit ea dinainte să ne mutăm, de când a știut că o să ne mutăm și o să aibă camera ei, și a comandat acțipirdul ăsta și l-a lipit pe ușă. Avem patul supraetajat care era aici, saltele erau aici, am cumpărat covorul ăsta, tot de la Halta Traian, ăsta îl aveam acasă de anul trecut. Lenjeria o aveam, am cumpărat o husă asta, una o aveam, ea acum la spălat, o aveam pe la țară. Acțipildul ăsta l-aveam acasă, luat de mult și nu știam de să-l punem. I-a găsit Rebecca acum utilitate și a lipit ea steluțe pe sus. Asta este un dulap. Știți că aici erau 3 dulapuri. Acesta, acela și încă unul pe care l-am dus la boxă. Ăsta nu o să stea aici. O să se mute acolo ca să astupe scara asta și aici o să dăm ăsta mai încolo și o să vină scările să poată să se suie în pat. Nu știu cât vom mai sta cu patul acesta, i-aș-a dorit Rebecca foarte mult pat supraetajat, doar că va fi o problemă cu urcatul lui Iris sus, dar momentan îl ținem, încă n-am problema să-l dăm, dar pe viitor nu știu cum va fi, o să vedem. Așa, i-au rămas decât dulapul ăsta cu oglinzi, știți că eu vreau să-l vând pe ăsta cu oglinzi și apoi mi-am dat seama că totuși ea o să vrea oglindă și este ok că are oglinzi și în camera ei. I-am adus biroul cu scaun, husele le-am cumpărat, se făcuse urât scaunul ăsta și ea vrea huse roz, dar i-am găsit astea pe Shein la reducere, am dat, nu știu, vreo 7 lei pe ele sau nu știu cât, puțin oricum, și le vom schimba sau chiar le spălăm, le putem schimba în cazul în care se murdăresc. Biroul l-am adus de acasă, este de la Ikea, nu i-am mai pus partea asta de sus, știți că o aveam, pentru că noi inițial am zis că o să punem birou acolo, patul și nu mai știu cum am zis, și apoi am convenit cu toate pe partea asta, tot mobilierul pe partea asta, o să-i vină birou aici și vine lumina exact în față. Ea nu are priză aici, pentru că asta, de exemplu, trebuie la priză. Nu are priză, va trebui să-i ducem un prelungitor de undeva. Iar partea aceea de sus, m-am gândit eu să-i o punem aici, pe peretele ăsta. Asta e așa mă gândeam, zic să-i luăm o tajeră, că uite, îi mai trebuie să-și pună ăsta. Ăsta este cu baterii. Și se aprinde seara și îl pune la pat, poate să și-l pună aici sus, în fine, poate să aibă multe chestii, să nu le mai ținem pe birou. Și atunci am zis că și așa avem etajere și tablă de la Ikea, o să o punem aici, dar să vedem exact cum vine. Asta e țeava de la aer condiționat, acolo o să stea, eventual dacă o să, nu știu, o mascăm noi cu ceva, să vedem. Perdelele erau aici, pe acestea le-am păstrat. Și rămân așa pentru că e simple, albe, ceva de genul o să vreau și în living. Ori alb, ori ceva crem de in, nu știu, o să văd. Și cam aici terminăm cu a patra cameră. Ce vrem să ne mai luăm? În afară de uscător, Lucian vrea roboțelul acela de aspirat, care cred că este foarte util, mai ales acum că avem suprafață mare. Pentru curățenia asta de zi cu zi. Cred că o să ne fie foarte util. Dar așteptăm și noi Black Friday ceva. Vă mulțumesc pentru vizionare. Să aveți grijă de voi. Și ne vedem în următoarele clipuri. V-am pupat!